stimați telespectatori, urmăriți știrile. Mă numesc Cristina Iovanovici. Organizația de turism Vârșeț de mai mult de 5 ani promovează produsele turistice al acestui municipiu la Timișoara. Efectul acestor activități a dat rezultate semnificative, fiind înregistrată creșterea numărului de turiști români, în special în timpul cele mai mari și cele mai atractive manifestări, Culesul Strugurilor sau Balul Strugurilor. Organizația de turism din Vârșeț deja de 5 sau 6 ani la Timișoara promovează cu o intensitate mare oferta sa. De câteva ori ne-am promovat și în alte orașe precum Reșița, Arad, Lugoj. Însă Timișoara este o localitate turistică foarte atractivă pentru noi, în sens că numărul persoanelor atrase de oferta noastră care doresc să vină la Vârșeț este mai mare din an în an. Aceasta se întâmplă datorită faptului că deseori ne-am dus acolo, am organizat diferite promovări cu privire la oferta noastră diversă. Aș dori să adaug că eu am inițiat ideea ca și alte organizații turistice să se organizeze și să se decidă să facă promovări la Timișoara, având în vedere că numărul de turiști și în alte părți, precum este Copaonic, Zlatibor, Belgrad, Novi Sad, este într-adevăr semnificativ și crește din an în an. Aceste locații sunt atrăgătoare pentru ei, ei demonstrează voința să le viziteze, iar orașul nostru este prima localitate în Serbia prin care trebuie să treacă. Pe baza inițiativei noastre, Organizația de Turism a Voivodinei a acceptat această propunere și pe data de 14 iulie am organizat Zilele Voivodinei la Timișoara. Orașul Vârșeț, desigur, a fost purtătorul programului și a conținutului. Cu această ocazie am prezentat oferta completă, deci toate activitățile care vor avea loc aici la Vârșeț în timpul verii. Una dintre noutăți este lacul orașului, unde pot să-și petreacă ziua, să se scalde și să participe la diferite activități. Am făcut și un anunț privind manifestările Culesul Strugurilor, care va avea loc între 15 și 18 septembrie, apoi Toamna la Gudurița, încă o manifestare frumoasă, care se desfășoară într-un sat etno. Totodată am discutat și despre conținuturile legate de dealul Vârșețului, care sunt destul de populare în rândurile vizitatorilor din România. Am discutat cu agențiile de turism care sunt pregătite să organizeze ture comune, deci împreună cu noi. În perioada următoare, chiar și dacă luăm în considerare creșterea numărului de turiști la Vârșeț, consider că acest număr se va mări și mai mult cu 10 sau chiar 20% din cauza acestui interes. În tot cazul trebuie folosită această situație, că ei neapărat trebuie să treacă prin Vârșeț pentru a vizita restul Voivodinei și Serbiei. Această vizită a organizației de turism a dat și un rezultat concret. Tatiana Palkovac a contactat mai multe agenții de turism care susțin punerea în aplicare a unei oferte comune. Această ofertă va avea ca urmare organizarea unui grup de turiști pe care ghizii noștri îi vor aștepta la Vârșeț și îi vor duce până la Pivniță, dealul orașului, dunele de nisip de la Deliblata și alte atracții culturale și istorice. Este evident că orașul Vârșeț are mult mai mult de oferit decât ce se poate vedea doar din programul organizat în această vară. Orașul Vârșeț este unul dintre puținele orașe din Serbia care se poate lăuda cu capacitățile de cazare solide și în sectorul privat, dar și la hoteluri cu 4 și 5 stele. Aici se organizează și Vara Culturală la Vârșeț, în cadrul căreia se vor organiza numeroase evenimente, spectacole ale societăților culturale și artistice, diverse ateliere și așa mai departe. În ceea ce privește programul de vară, în ultimii câțiva ani ne dăm silința să facem totul posibil ca și conținutul programului să fie interesant. Punem scene pe piața orașului, muncim la conținutul divers pentru a satisface necesitățile tuturor, inclusiv turiștilor. Muncim pentru a face ca la sfârșitul săptămânii, când toți au timp liber, să poată să facă o plimbare și să vadă ceva nou. Am avut sprijin și de la alte instituții și organizații, cum este de exemplu Centrul Cultural, și am reușit să îmbogătățim conținutul programului. Așa, la lacul orașului, vizitatorii vor putea să ia parte la diferite activități sportive, avem și activități pentru copii și multe altele. Dorim să folosim faptul că, mai ales în această perioadă, oamenii doresc să plece din orașele mari și aglomerate, precum Belgrad și Novi Sad, și doresc să vină la orașe mai mici, precum este Vârșeț. Aici pot să se bucure de conținuturi interesante și tot ceea ce avem de oferi. Sperăm că turiștii vor fi mulțumiți. Toate acestea sunt doar pregătiri pentru cel mai mare eveniment, adică ediția 59 a Balului Strugurilor, care în acest an va avea loc în perioada între 15 și 18 septembrie și la care se așteaptă că vor veni mai mult de 100.000 de turiști, dintre care peste 20.000 din România.
Organizația de turism și pentru această ediție a Balului Strugurilor pregătește un program bogat și interesant și deja în vreo 20 de zile începe cu promoțiile la Belgrad, Novi Sad și Timișoara. Organizația de turism va organiza weekendul următor la lacul orașului numeroase activități și pentru copii, dar și pentru adulți. Sâmbătă 23 iulie, cu începere de la ora 12, va avea loc cel de-al doilea maraton de înot, precum și întrecerea la înot sub genericul Sârb Open Cup. În aceeași zi, 23 iulie, și în ziua următoare, 24 iulie, cu începere de la ora 17, se va derula programul prevăzut pentru copii, precum este poligonul, apoi întreceri la ștafetă și Kid Fit, un program fitness pentru cei micuți. În cadrul maratonului de înot va avea loc și acțiunea Să învățăm să notăm, care se va desfășura tot sâmbata cu începere de la ora 11, înainte de prima cursă. În același timp va avea loc și programul pentru iubitorii de volei pe plajă și turneul în cadrul Sportiadei la Vârșeț. Asociația Cluster Banatska Ruta a anunțat un concurs public pentru proiectul conceptual pentru dezvoltarea de suveniruri care vor prezenta Banatul. Concursul este menit tuturor organizațiilor și persoanelor care, pe baza profesiei, experienței sau preferințelor personale, exprimă dorința de a participa și de a concura în conformitate cu regulile concursului. Competiția este deschisă pentru toate persoanele juridice și fizice interesate care îndeplinesc cerințele concursului. Termenul pentru depunerea propunerilor este 15 august 2016. Societatea Culturală și Educațională Ceașca Beseda din Vârșeț, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe și cu sprijinul Centrului Cultural Vârșeț, organizează evenimentul Luna Culturii Cehe în Serbia. Programul manifestării se va desfășura timp de două zile. Astăzi, 21 iulie, cu începere de la ora 19, în pavilionul de pe piața Sfântului Teodor Vârșețean, se va prezenta ansamblul folcloric Kotar, ansamblul muzical Cordulca din Brno, Republica Cehă, și ansamblul folcloric Ceașca Beseda din Cruștița, localitate din Serbia. Sâmbătă 23 iulie, începând cu ora 19, în curtea Casei Armate, se vor prezenta publicului ansamblul folcloric Kotar, ansamblul muzical Cordulca și corul Profesorii Cântători din Vârșeț. Fabrica pentru îmbutelierea apei sub genericul Moja Voda împlinește astăzi 10 ani de activitate reușită. Astăzi se împlinește exact 10 ani de când fabrica de exploatare și îmbutiliere a apei minerale a început să-și desfășoare activitatea. După această perioadă, dar în calitate de persoană responsabilă pentru producere, pot să spun că suntem mulțumiți cu poziția noastră pe piață, care este foarte bună. Chiar și dacă în Serbia există mai mult de 40 de producători de apă, noi ne-am aflat piața și anume regiunea Voivodinei și nu numai, de exemplu, vândem apa și la Belgrad, Obrenovac, Kragujevac și în Serbia de Est. Ne-am aflat locul când este vorba de piață. Consider că cei care cumpără apa noastră sunt conștienți care este calitatea ei. Raportul între mineralele calciu și magneziu este optim, conține puțin natriu și din cauza aceasta se recomandă pentru toate categoriile de populație, indiferent de vârstă sau alți factori și din cauza calității ieșim în evidență pe piață. Noi întotdeauna muncim la ceva nou. Nu de mult, după cum cetățenii deja știu, s-a început cu producerea berii Potpis, pentru care se folosește apa Moja Voda. Există ideea ca producerea să se mărească și să se includă și alte băuturi. Atunci când am început, înainte cu 10 ani, am avut doar sticla de 1 litru și jumătate de apă, iar apoi am introdus și sticla de jumătate și un sfert de litru în dependență de cerințele pieței. Chiar din cauza acestei schimbări în cerințele pieței, am început să producem și sticle de cantitate mai mare, și anume 5 litri și 18,9 litri. Trebuie să menționez că înainte cu un an am scos pe piață și ambalajul de 6,3 litri, ce este unic. Prin această ofertă noastră a conținut o cantitate unică, o cantitate mai mare, însă prețul a rămas mai mic decât prețul concurenților noștri. Trebuie să menționez că înainte cu 3 ani, vorbesc despre vara 2013, am exportat pentru Emiratele Arabe Unite și alte țări arabe precum Egipt, Bahrain și Kuwait și în această perioadă nivelul de producție și vânzare a crescut cu 30% în comparație cu anul precedent. Realizând acest proiect, am dovedit că prin utilizarea
utilizarea la maxim a capacităților de producție, am reușit să atingem necesitățile pieței naționale, dar și a pieței din aceste țări. Totodată este demn de menționat și faptul că de câțiva ani avem o colaborare foarte bună cu Gomex și cu produsele marcate 1:1. Această colaborare subînțelegem că noi aprovizionăm această întreprindere cu apă în ambalajul de 6,3 litri, iar înainte de aceasta i-am aprovizionat cu cantitatea de apă de 5 litri. Avem o colaborare frumoasă cu întreprinderea Gomex și ea este una dintre clienții noștri cei mai mari. Până la sfârșitul zilei ne așteaptă vreme însorită cu cer senin. Valorile termice vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade Celsius. Vântul schimbător suflă cu viteze de până la 6 metri pe secundă. Pentru mâine, meteorologii prevăd vreme însorită cu cer senin. Temperatura minimă în orele dimineții va fi de 18 grade, iar cea maximă în cursul zilei va ajunge până la 28 de grade Celsius. Vântul schimbător va sufla cu viteze de până la 4 metri pe secundă. Stimați telespectatori, ați urmărit știrile. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de noi!